Noi vedem acum, imediat, imagini noi din Nicolaev, cu clădirea administrației regionale din oraș, care a fost bombardată. 11 oameni sunt sub dărâmături, 8 civili și 3 militari. Iar colegul nostru, Alexandru Rotaru, vine în direct acum cu mai multe informații. Alex. Bine, am găsit. Bombardamentul a avut loc în această dimineață și, din păcate, a anunțat șeful administrației regionale că sunt victime. Din fericire, o bună parte din personal se afla în buncără, pentru că a fost și o sirenă antiaeriană și au reușit să se evacueze. Din păcate, 11 dintre ei nu au reușit să ajungă în adăpostul antiaerian și acum sunt căutați de forțele de urgență de acolo, din Nicolaev. Nicolaev, de altfel, este un oraș extrem de important pentru ucraineni și pentru ruși, deopotrivă, aflat în nord-vestul peninsulei Crimea și la o distanță mai mică de 130 km în linie dreaptă de Odessa. Acesta ar fi trebuit să fie folosit drept cap de pod de către forțele ruse din Crimea pentru a avansa către al treilea oraș ca dimensiunea ucrainenilor, Odessa. O bună parte din civilii din Nicolaev au reușit să se evacueze încă de la începutul războiului pentru că este un oraș supus bombardamentelor și au fost pe 11 martie încă știri pe cum că trupele ruse ar fi reușit să intre în orașul cu o populație de circa jumătate de milion de locuitori, dar din fericire pentru ucraineni, aceștia au reușit să respingă atacul rușilor și declara chiar în această dimineață guvernatorul regiunii Kim, precum că dovada faptului că rușii și-au luat gândul de la a cuceri orașul pe cale terestră este tocmai acest bombardament, pentru că vorbim de un bombardament cu o rachetă cu aripi venită din peninsula Crimea, care a vizat clădirea administrației regionale, o clădire extrem de importantă, pentru că acolo e și un nod informațional, un nod de linii de comunicare pe care îl folosesc ucrainenii spre apărarea orașului. Este distrusă practic complet clădirea, după cum vedeți și dumneavoastră în imagini, și așteptăm acum datele oficiale privind numărul victimelor exacte după acest nou bombardament petrecut în această dimineață asupra orașului Nicolaev.